Iubiți părinți, iubiți frați și surori, dacă am fost atenți la citirea pericopelor evanghelice de la taina Sfântului Maslu, la finalul celei de-a cincea pericope, am auzit un cuvânt cutremurător rostit de Mântuitorul Hristos la adresa fecioarelor neînțelepte. Și acest cuvânt era: adevărat vă spun vouă, nu vă cunosc pe voi. Și rămâi puțin surprins, pentru că sunt cuvinte rostite de Domnul, adică ziditorul nostru, și care se presupune că ne cunoaște pe noi. Ce-a vrut totuși să spună Mântuitorul cu acele cuvinte? Nu îmi recunosc chipul din voi. Dar iarăși o să zicem: bine, Doamne, dar după chipul Tău ne-ai zidit. Cum adică nu-ți recunoști chipul din noi? Pentru că l-am întunecat cu păcatele pe care le-am făcut și, practic, nici noi, dacă am avea posibilitatea să ne privim cu ochii Domnului, nu ne-am recunoaște. De ce? Pentru că adeseori robi tehnologiei și a ceea ce se propagă acum, suntem iubitori de imagine, dar o imagine pe care ne-o cultivăm în exterior. Și una este fața pe care o prezentăm oamenilor, pentru că ne place să creadă nu știu ce și nu știu cum despre noi, și cu totul alta este fața cea lăuntrică pe care Dumnezeu o vede și pe care El, vai, nu și-o recunoaște. Aș spune că nu suntem autentici. Ăsta mi se pare cel mai important cuvânt. Autenticitate. Și ca să înțelegem lucrurile, priviți la viețile sfinților. Să luăm chiar pe Sfântul Nicolae, cel pe care l-am sărbătorit astăzi. Autenticitatea aș privi-o sub două aspecte. Autenticitate în ceea ce privește credința sau învățătura de credință, pe de o parte, și autenticitatea în viețuire potrivit credinței pe care spui că o ai. Să ascultăm pentru aceasta troparul Sfântului. L-ați auzit cântat astăzi. Îndreptător credinței și chip blândețelor, învățător în frânării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Adică felul în care ai viețuit, modul tău autentic de a fi. Deci, îndreptător credinței, chip blândețelor, învățător în frânării. Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte, Ierarhie Nicolae, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre. Îndreptător de credință. Ce înseamnă asta? Oare orice credință este bună? Vedeți că încetul cu încetul încearcă tăvălugul acesta progresist să insinueze ideea, să acrediteze ideea unei religii unice la nivel mondial. Și la o primă vedere apărea, păi asta e și dorința lui Hristos, să fie tot, să fie una, așa s-a exprimat El. Da, dar una în adevăr. Ori această așa zisă religie, creată de oameni, care i s-a și dat în lume Crislam, adică un fel de ghiveci, să-mi fie iertată expresia, între învățături ale celor care profesează cultul acesta islamic și a creștinilor. Îmbinate, desigur, ca salata să fie asezonată la maximum, cu învățături din cine știe ce credințe religioase de pe toate continentele lumii. De nu mai știi să deosebești adevărul de minciună. De fapt, minciuna devine mai ușor digerabilă
dacă o amesteci cu adevărul, o îndulcești. Așa cum ai face dacă ai fi un criminal, încercând să otrăvești pe cineva, e strecura o travă în miere, să zice. Așa se întâmplă în ceea ce privește credința. Autentic în credință înseamnă să mă uit pe urmele strămoșilor mei în credință și să duc pe mai departe ceea ce am primit de la ei. Și primul care a făcut-o aceasta, sau mă rog, printre primii, dintre creștini, a fost Sfântul Apostol Pavel. Cu toate că a avut acea revelație pe drumul Damascului, cu privire la credință, nu a cutezat să înceapă imediat să propovăduiască pe Iisus. Nu s-a contaminat de un entuziasm care l-ar fi dus la extreme, ci și-a spus, mă duc să-i cunosc pe apostoli să văd propovăduiesc bine sau ba. Adică mă supun gândurilor pe care biserica le-a rânduit, învățăturii pe care biserica a statornicit-o. Nu eu să învăț într-un fel, Petru să învețe altfel, Iacob să învețe altfel, Ioan să învețe altfel, să iasă o harabavură din care nimeni nu mai înțelege nimic. La vremea activității sale publice, Sfântul Nicolae știm că a avut de înfruntat problema aceasta spinoasă cu privire la persoana Mântuitorului Iisus Hristos, învățătură de credință care stă la baza primelor articole din simbolul de credință pe care îl avem noi. Cele cu privire la el. Tot cel care ar dori să rostească simbolul credinței va începe cu cuvintele la adresa lui Dumnezeu Tatăl și cred că aici toți creștinii într-o mare măsură se recunosc. Cred într-un Dumnezeu Tatăl Atotțiitorul. Niciun fel de dispută. Dar când vine vorba de învățătura privindu-l pe Fiul, creștinul autentic și Sfântul Nicolae nu făcea rabat, afirma ferm, ca și Sfântul Atanasie, ca și ceilalți părinți întruniți la Sinodul Ecumenic, cred și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Așadar, nu creatură, ci Dumnezeu. De o ființă cu Tată. Și a venit Arie. Cu o învățătură dulceagă, încercând să facă accesibilă, vezi, Doamne, rațiunii umane, învățătura privindu-L pe Iisus Hristos. Și a afirmat în mod stupid și eronat, cum că Iisus ar fi doar o creatură, cea mai perfectă creatură a Tatălui, dar oricum o creatură. Dacă o fi făcut-o înainte de veci, așa susținea el. Și bineînțeles că a produs o mare tulburare în Imperiu și a fost nevoie de intervenția însuși împăratului Constantin cel Mare, care a convocat acel sinod ecumenic tocmai pentru ca părinții să statornicească o singură linie privind învățătura de credință ce se referă la persoana și lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos. Și Sfântul Nicolae, și Sfântul Atanasie, și alți sfinți care s-au întâlnit 318, da, în anul 324, au statornicit acest adevăr și ni l-au lăsat în aceste formule pe care le avem în crez, dând totodată anatemei pe Arie și învățătura lui. Iată în ce constă autenticitatea. Să mergi pe linia trasată de Sfinții Părinți ca să nu rătăcești. Dacă, de exemplu, te-ai afla, să zicem, aruncat undeva într-un loc unde, pe care nu-l cunoști, ai căuta, nu să ieși din locul respectiv, o cărare. Una e să găsești o cărare răzlețită pe aiurea, și alta este să găsești o cărare bătătorită. Ești sigur că pe cea bătătorită au mai umblat oameni și ca atare șansele de a te rătăci sunt mai mici sau spre deloc. Așa și în ceea ce privește învățătura de credință cu care se cuvine, repet, să fii autentic. Mărturisind-o prin cuvânt și apoi mărturisind-o și prin faptă, fiindcă aici vine cel de-al doilea aspect al autenticității, autenticitatea în viețuire.
nu-i de ajuns doar să afirm cele ale credinței, ci se mai cuvine ca și prin faptă să atești că ceea ce crezi este chiar realitate. Tocmai de aceea când citim viețile sfinților, nu există niciun fel de contrast, dacă vreți, între ceea ce au învățat și ceea ce au trăit. Parcă simți că în viața lor Evanghelia a prins viață. Că ei nu sunt falși. Și-am fi absurd să credem, ca o paranteză spun, că Sfințenia poate fi pusă sub semnul egalității cu perfecțiunea. Mulți își închipuie astfel, chiar printre creștini. Sfânt e cel perfect, dar cine poate să fie perfect? Toți își spun. Păi nimeni nu e perfect decât Dumnezeu. Sfințenia nu înseamnă asta. Nu ne-a făcut Dumnezeu roboței și nu le-a tras la matriță ca să împlinim anumite rânduieli fixe și să mergem pe același calapod. Ne-a dăruit libertatea și prin urmare sfințenia ce înseamnă? Bucuria de a ști că Dumnezeu se dorește în sufletul tău, în viața ta, cu toate că tu, dacă ești sincer cu tine, pentru că autenticitate înseamnă și sinceritate, să înțelegi că ești nevrednic de acea prezență a Dumnezeu în tine și cu toate astea să te bucuri de acea dorință a lui Dumnezeu de a se sălășlui în existența ta. Ori Sfântul Nicolae, așa cum ați văzut într-o parte, a fost autentic și în faptă. Ne spune troparul, chip blândeților. Acum aș vrea să vă lămuresc și aici un aspect. A fi blând nu înseamnă a fi blec. Mulți își închipuie că dacă Dumnezeu ți-a rânduit așa o fire mai molatică și reușești să fii așa obtuos, adică plecat, cumva, gata, ești blând. Nu. Blândețea ca orice dar, așa cum ați auzit în Apostolul al VI-lea ce s-a citit, este darul Duhului Sfânt. Asta înseamnă că El, pe de o parte, te-a găsit autentic, adică, Doamne, ăsta sunt, nu are rost să mă ascund, că pot să mă fardez cât vreau eu, că în fața ta sunt gol. Nu am cum să fiu ipocrit. Dar Harul te găsește în starea aia de autenticitate și cum te ajută să devii un om blând. Mai întâi te scoate din zona ta de confort. Prin încercări, prin tot felul de lucruri care nu le simți că-ți vin pe mână, adică nu le-ai face bucuros. Dar înțelegi că Dumnezeu e Cel care lucrează tocmai prin asta ca să îți arate, de fapt, cât de autentic ești. Autenticitate înseamnă și consecvență. Adică și în situații, să spunem, neplăcute, ești același. Nu te schimbi cu una, cu două. La ce mă refer? Vă dau un exemplu. Din Scriptură. Patriarhului Avram îi zice Dumnezeu, într-o zi, ieși din tărâmul tău, din cetatea ta și du-te în țara pe care ți-o voi arăta eu. Scurt pe doi, nimic mai mult. Nu i-a dat explicații, nu i-a spus ce și cum, vei găsi așa și pe dincolo, doar atât. Ieși din țara ta. Adică ieși din confortul tău. Aduceți-vă aminte de bogatul, tânărul cel bogat din Evanghelia, dintr-una din duminicile anterioare. Ce i-a spus Hristos? Vrei să fii desăvârșit? Vinde toate câte ai. Adică ieși din acel confort material. Bizuie-te doar pe Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Iov. Ce a făcut diavolul? A venit la Dumnezeu, Dumnezeu se lăuda, uite, nu mai există un om pe fața pământului asemenea lui Iov. E, da, da, îi zice diavolul, dar asta pentru că l-ai umplut de bunătăți, de toate cele, ia, atinge-te de ele și o să vezi că te blestem în față. Și Dumnezeu, iertați-mi cuvântul, se prinde în pariu cu vrăjmașul.
Și se întâmplă că, într-adevăr, Iov își pierde toate avuțiile sale, dar rămâne autentic. Rămâne consecvent în crezul său. Și zice, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fie numele Lui binecuvântat. Nu s-a tulburat. Așa cum poate că mulți se tulbură astăzi dacă, Doamne ferește, rămâne șomer, nu e de dorit, desigur, o asemenea situație, își pierde un serviciu sau mai știu eu ce. Nu. Să rămâi același. Pentru că știi că Dumnezeu lucrează. A mers mai departe Vicleanu. Păi da, 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 te-ai atins de avuțiile lui, dar totuși e sănătos, mai poate munci, mai are și copii, ia, atinge-te de. Și-a urmat moartea copiilor și din nou Domnul a dat, Domnul a luat. Fie numele Lui binecuvântat. Câți, dacă ar trebui să treacă printr-o încercare de genul acesta, să-ți moară unul, nu 10 copii cum i-a murit lui, ar mai rămâne cu mintea întreagă și ar mai rămâne consecvenți căi credinței spre care a optat. Dar Iov a fost așa. Mai târziu s-a atins diavolul și de trupul lui, că a cerut aceasta și de la Dumnezeu și din nou același răspuns, cu toate că ajunsese sărac, bolnav, bolnav din calea afară și atât de sărac încât nu-și permitea niciun fel de medicament, ci ne spune Scriptura că lua un cioc de sticlă și cu acela se scărpina pe rănile purulente. Și totuși a rămas statornic. Chiar și atunci când femeia lui a zis, te ții mare și tare, ci blestem odată pe Dumnezeu și mori, ca și când odată cu moartea ar veni capătul tuturor suferințelor. Și el a spătit-o, cât a fost el de bun și de blând. Vorbești ca o nebună. Ce dacă le-am primit pe cele bune de la Dumnezeu, oare nu le pot primi și pe cele care par mai puțin bune? Domnul a dat. Domnul a dat, fie numele Lui binecuvântat. Iată deci ce înseamnă consecvență. V-am luat aceste exemple din Biblie și nici Sfântul Nicolae n-a făcut excepție. Gândiți-vă că era un om evlavios. Avusese avere. Dar le-a împărțit la toți. S-a dus, s-a făcut călugăr. Nici asta n-a ajuns. Hristos Domnul l-a chemat la arhierie. Și Doamne Dumnezeule, greu e jugul arhieriei și al preoției în general. Pentru că răspuns de toate sufletele care ți s-au încredințat. Și numai atunci când reușești să fii autentic, te poate numi lumea părinte în adevăratul înțeles al cuvântului. Că vede în tine dragostea de tată, de părinte. Că îi pasă de tine, fiul lui sau fiica lui duhovnicească. Că nu te lasă de izbeliști. A fost scos din confortul lui Sfântul Nicolae, da. Până unde s-a ajuns? Citim în viața lui. La un moment dat, pentru că s-a luptat împotriva unei false învățături, și nu mă refer aici la învățătura lui Arie, ci la învățătura privitoare la idoli, la zeitățile lumii păhâne, căci lumea romană încă nu se curățase de asemenea idolatrie, a fost aruncat în închisoare. Câți dintre noi, dacă s-ar întâmpla să fim prigoniți pentru propria credință, am mai rămâne statornici pe cale? El a rămas. Așadar, autenticitate în credință și autenticitate în viețuire. A rămas undeva în istorie, vorba că l-ar fi pălmuit pe Arie. Unii istorici susțin că n-ar fi adevărat, că astfel de informații ar fi apărut undeva în apus de-abia prin secolul al XIV-lea. Îmi place să cred că palma, dacă totuși a fost o palmă, a fost ascuțimea cuvântului Sfântului, pentru că așa, cum vă spuneam, a vrut neapărat să fie autentic în materie de credință. Și acolo nu încape niciun fel de discuție cu niciun fel de eretic. Da, trebuie să iubim pe toți semenii noștri, dar să ținem minte de ce ne spune Apostolul Pavel, și asta ați auzit-o, în cel de-al treilea fragment apostolic. Dragostea nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Autenticitate în credință, autenticitate în viețuire.
În schimb, era de o bunătate rară. Și știm asta din atâtea și atâtea minuni pe care le-a săvârșit și încă le face, pentru că sunt mărturii legate și de minuni săvârșite de El și în vremurile noastre. Și nu e cazul acum să mă întind cu cuvântul. Destul este ceea ce v-am spus până acum. Să căutăm și noi această autenticitate. Adică să nu fim falși până acum. Chiar dacă ajungi să mai cazi, e firesc până la urmă să cazi. Numai Harul e cel care te ține. Știți cum zicea Părintele Steinhardt? Ține-mă, Doamne, de urechi, că de nu te vând, că ajută. Atâta suntem de slabi. Dar important este ca Dumnezeu să vadă în mine cel atât de slab, măcar zvâcnetul al inimii, al căutării, al dorului după El. Nu mă lăsa, Doamne. Știți cum zicea și David? Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeule, nu te depărta de la mine, spre ajutorul meu ia aminte, Doamne, al mântuirii mele. Și cu Harul Lui te întipărești tot mai mult de chipul lui Dumnezeu și la final, dar ar Dumnezeu să nu ne zică niciunea dintre noi, nu vă cunosc pe voi, ci din potrivă, bine slugă bună și credincioasă, intră în bucuria Domnului tău. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului.